Este iarnă, este frig afară. Haideți să vedem un pic cum mai evoluează timpul de rușii de la Valahorum și de ce nu să începem cu Feteasca Neagră, care creează premisele unui gust desăvârșit. Eu la ce? De la primul nas ne dăm seama că este o Feteasca Neagră. Celebru magiun, prunele uscate, elegant, fin, taninurile au devenit extrem, extrem de moi și de catifelate. Sunt convins că pot fi păstrate aceste sticle de Feteasca Neagră încă 4, 5, 6 ani fără. Mai încerc o dată, este foarte bun. Credeți-mă pe cuvânt. Noroc!